pentru că fac parte din comisia care analizează proiectele care le depun pentru finanțarea sportului din municipiul și județul Brăila. I-aduc la cunoștință domnului consilier Cărligea că proiectul pe care l-a depus HC Dunărea Brăila a fost un proiect neeligibil, nici de punct. Dacia Unirea Brăila a fost un proiect absolut neeligibil, din niciun punct de vedere. Am solicitat corectarea acestuia, n-au fost în stare să-l corecteze, au adus pur și simplu proiectul care l-au depus la primăria Brăila, l-au adus și au făcut copy-paste și l-au depus și la Consiliul Județean. Drept pentru care vă rog frumos să vă analizați foarte mult când criticați pe cineva. Criticați ceea ce este de criticat, pentru că noi vom corecta ceea ce este de corectat, dar vă rog frumos să răspundeți colaboratorilor dumneavoastră să învețe să facă proiecte. Colaboratorii, domnule. Ce colaboratorii? Nu știu, colaboratorii dumneavoastră. Nu, acolo, nu facem noi sponsor principal. Dar nu puteați lucrul ăsta să le spuneți dânșilor personal. Dar le-am spus. I-am rugat să facă un proiect. I-am rugat să facă proiectul, ne-am rugat efectiv de ei să corecteze proiectul și să-l facă ca lumea și au venit absolut cu aceeași prostii care au venit și proiectul. Deci vă rog frumos ca să corectăm ceea ce este corectat, să învățăm să facem proiecte, că nu așa ceva nu se mai poate. Deci așa cum au primit bani cele două organizații de sport, adică la basket și la celălalt echipă, la fotbal pentru copii. Așa? Putea să primească la fel de bine bani și Dunărea Brăila.